Începem, da? Eu n-am să vă rețin foarte mult. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre și să vă spun bună ziua. Iată, ne vom vedea mai des, ținând cont de toate problemele care există în municipiu. Eu vreau să vă anunț despre un demers pe care l-am făcut în adresa executivului săptămâna trecută. Astăzi l-am făcut repetat în adresa executivului. Este vorba despre alocarea a sumei de 15 milioane lei prin modificarea bugetului municipal pentru anul 2018, prin diminuarea sursei de finanțare aprobate Regiei Transport Electric Chișinău pentru asamblarea troleibuselor în anul 2018. Ce am în vedere în acest sens? Deci, noi am aprobat anul trecut în decembrie 72 de milioane de lei pentru asamblarea troleibuselor în municipiul Chișinău. Este vorba despre 20 de unități de transport noi. Până la momentul de față, practic, lucrările nici pe filieră nu au startat. Deci carcasele nu au venit, așa cum se întâmplă foarte des și ar trebui să se întâmple deja la această etapă. Suntem la mijloc de an. Propunerea noastră este următoarea. Ca banii aceștia direcționați, 15 milioane lei, să fie pentru asigurarea cu aer condiționat, deci aparatajul, instrumentariu, instalarea la cel puțin 50 de troleibuse noi. Este vorba de troleibusele care sunt cu termenul de exploatare de până la 5 ani, 108 unități în total. Deci asta ar fi propunerea noastră, iar dacă este nevoie de ceva suplimentar la rectificarea bugetului pentru suplinirea sursei de finanțare, ca să nu avem mai puține troleibuse în acest an, ar fi acest lucru posibil și noi suntem gata să susținem. Deci aceste demersuri le-am făcut, toate aspectele legate de componenta tehnică le-am discutat în aceste două săptămâni de zile. Ați văzut că au fost aceste lucruri legate de caniculă și suntem în plină vară. În principiu, dacă toate operațiunile se desfășoară foarte rapid, cei de la Regia Transport Electric ne spun că atât cu asistența celor din exterior, dar și pe intern, ar putea să găsească această soluție pentru ca în termen de 10 zile, 10 troleibuse să poată fi asamblate cu aceste aparate de aer condiționat. O unitate ar costa undeva în jur la 15.000 de euro plus niște sume mici pentru asamblare. Este regretabil faptul că nu s-a făcut din start acest lucru. În principiu, deci am putea să realizăm rapid până la mijlocul lunii, până la finele lunii iulie, să putem deja să avem mai multe troleibuze în acest sens. Ceea ce este nevoie, este nevoie despre voință politică în această privință. Și cred că trebuie să o avem cu toții, pentru că este un dezastru total, în orele de vârf în special, la amiază, atunci când sunt supraplinile, deci troleibusele, autobusele, să găsim o soluție de acest tip. Deci, repet, din cele 72 de milioane, 15 milioane propunem să fie direcționate pentru asamblarea la 50 de troleibuse a unităților de aer condiționat. Astfel ca vara oamenii să poată să se simte confortabil în aceste unități de transport. Ne-ar lua 10 zile pentru instalarea la aproximativ 10 unități de transport. Ceea ce am discutat cu Regia Transport Electric. Aceste demersuri au fost transmise către executiv. Aceleași demersuri, dacă este nevoie, le vom face și pentru legislativ. Repet, dacă este nevoie de a suplini banii pentru troleibuse, în continuare, suntem gata să o facem la mijloc de an. Rezerve sunt în această privință, inclusiv prin utilizarea solurilor care la momentul de față sunt disponibile, dar și redirecționarea unor bani pentru acele cheltuieli care nu se vor face în această perioadă. Clar? Ar putea să fie nevoie, dar noi am propus o formulă prin care să nu fie nevoie pentru a urgenta această procedură. Dacă este nevoie, noi suntem gata să ieșim săptămâna viitoare cu un astfel de proiect de decizie, coordonat absolut cu toată lumea. Cred că este mult mai important decât două troleibuse care ne-ar veni în luna decembrie, să avem mai multe troleibuse astăzi dotate cu aer condiționat. Pentru că suntem în plină vară. Asamblarea deci unităților de aer condiționat sunt mult mai simple soluții tehnice decât, deci ei au la momentul de față toate necesitățile fixate, doar trebuie să vadă cum fac aceste conexiuni. Am discutat, este o foaie de parcurs în această privință,
Cred că în mod normal ar putea să se descurce foarte repede. Repet, deci ceea ce vorbesc la momentul de față ne-au comunicat și cei de la Regie Transport Electric. Apropo, știu că au și o ședință astăzi la ora 12, inclusiv pe acest subiect. Iată, și noi vrem, într-un fel sau altul, să ne asigurăm că putem să realizăm acest lucru în termen foarte, foarte scurt. Și reamintesc că, de cealaltă parte, aș vrea foarte mult ca executivul să nu blocheze procedura de procurare a acestor 50 de autobuse noi, pe care am lansat-o acum 3 luni de zile. Întrebări? Sunt deprisos aici. Înțeleg, la transporturi toată treaba asta. Adică, vedeți cum, noi vorbim despre oraș, iarăși în direcția politică se duce toată afacerea asta. Nu vă interesează ce facem în transport, nu? Bine, haideți să facem în felul următor. Eu chiar aș ruga poate colegii mei, pentru că nu ne-am pregătit pentru această întrebare, dar ne pregăteam, pentru că știm că sunt instanțele de judecată. Dacă sunt materiale, stimați prieteni, cine ne privește online, puteți, vă rog, să ne dați și materiale video și materiale probe scrise. Iată, între timp eu am să încerc să explic, să răspund la întrebarea dumneavoastră. Deci, haideți să facem în felul următor. Eu cred că normal, trebuie să lămurim aceste lucruri. De ce a fost important să contestăm în instanță de judecată încălcările de admise de Andrei Năstase în această campanie electorală? Eu vreau să spun că domnul Năstase și eu l-am preîntâmpinat despre acest lucru. Dacă colegii acum o să reușească să-mi aducă materialele video, în mod repetat, tupeist și foarte irresponsabil, a beneficiat de susținerea asta externă în plină campanie electorală. Dincolo de multe alte încălcări pe care le-a comis. Și eu am atenționat, inclusiv în cadrul dezbaterilor, la un post de televiziune despre acest lucru. Acest post de televiziune este prezent aici, în dreapta. Noi vrem să constatăm, deci, ca să fie foarte clar, noi n-am solicitat invalidarea alegerilor sau nerecunoașterea rezultatelor. Sunt proceduri foarte tehnice care sunt specificate de articolul 52 și articolul 75, pentru că sunt și alegătorii noștri care ne întreabă, mai mă, dar hai, na, e permis sau nu e permis până la urmă? Noi am zis că nu este permis și există articolul 52 care foarte clar spune următorul lucru, că se interzice agitația electorală cu participarea tuturor sau oricăror persoane străine din exterior în cadrul campaniei electorale, sub orice formă în acest sens. Și, Timur, dacă poți să-l rogi pe cineva, eu nu știu, poate ei nu sunt, poate n-au materiale gata, dar să ne spună dacă au ceva sau dacă nu au. Și în ziua alegerilor, la fel, este interzisă agitația electorală și în ziua precedentă zilei alegerilor. Deci, noi cu toții vrem să trăim într-un stat de drept. De asta, repet, să fie clar pentru toată lumea, noi nu am solicitat nici într-un caz validarea sau invalidarea alegerilor, nerecunoașterea rezultatelor. Noi am solicitat constatarea unor lucruri simple pe niște fapte împlinite. Cum ar fi? De exemplu, trei posibile decizii ale judecății. Da? Dacă judecata va constata că suportul direct al politicienilor străini de care a beneficiat domnul Năstase nu constituie încălcare, atunci acesta este un precedent pentru noi. Iată, pentru toată lumea și de ce nu să nu putem utiliza acest lucru în următoarele campanii pe care le vom avea. Inclusiv cu politicieni din Federația Rusă. Apropo, eu vreau să amintesc, eu am avut întrevederi cu primarii de Budapesta, primarul de Minsk, primarul de Baku, deci numeroși funcționari din diferite instituții din Federația Rusă. Noi am avut evenimente aici cu participarea diferitor oameni, dar eu nu m-am arătat niciodată. Nu m-am afișat, deci toate aceste lucruri au fost făcute până la campanie electorală. Și apropo, am solicitat ca, într-un fel sau altul, să intru în campanie un pic mai târziu, doar din considerentul că nu este permis de lege. Așa eu știu. Doi, dacă
Judecata va constata că este o abatere, să zicem așa, dar nu suficient de gravă ca domnul Năstase să fie penalizat, atunci de asemenea este un precedent și noi atunci tot vom cunoaște cum să-l utilizăm pe parcurs. Dacă se întâmplă și altceva, atunci tot trebuie să vedem care este decizia în instanță de judecată. Până la urmă, noi asta așteptăm, da? Și repet, să fie foarte clar pentru toată lumea, noi nu am solicitat decât constatarea faptelor. Este sau nu este o ilegalitate? Deci agitația în ziua alegerilor și precedentă zilei alegerilor și este sau nu este o ilegalitate? Ce mi-a ajut, stați? Da. Da, video, aveați acel video? O secundă. Da. Deci, ia uitați-vă. În ziua chiar a alegerilor, păcat că nu este jurnalul aici, deci senatorul PNL, iată. Din București pentru Chișinău, materiale sunt online, 03-06-2018. Materiale sunt online. Se face agitație electorală în plină zi de campanie de către o persoană din străinătate. Iată, e duminica în care tu și noi și ei și nu știu cine. Da? Trebuie să decizi soarta Chișinăului. Ce are București cu soarta Chișinăului? Până la urmă, nu știu. În fine, nu am nicio problemă, am zis, o să vedeți și în video, dar este încălcarea legislației. Mai departe, Joseph Dowell. Andrei Năstase e capabil să atragă fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii din Chișinău. Într-un fel, deci, cineva face campanie pentru... poftim, Dacian Cioloș, ex-prim-ministru a României, Liviu Vovc, în ziua precedentă a alegerilor, face... aceste lucruri. Deci acestea sunt lucruri elementare. Acolo sunt vreo 30 de chestiuni de genul ăsta. În fine, dacă legea nu permite, noi să știm, legea permite sau nu permite. Lucruri foarte simple. Deci nimic mai mult noi nu solicităm în această privință. Haideți să vedem și video. Dacă ne ajută Stanislav. Deci cam asta este. Asta este una, nu știu dacă din ultimele dezbateri sau penultimele dezbateri pe care le-am avut la un post de televiziune. Foarte bun post de televiziune, de altfel. Și iată, și în cadrul acestor dezbateri ați văzut că exact răspunsul este evaziv, pentru că mi-arată SMS-ul și chiar îl citește acest SMS de la Emil Boc. Repet, nu am nimic împotrivă, dar este, conform articolului 52, încălcare a legislației. Și noi vrem să știm dacă și nouă socialiștilor ne este permis să vină, nu știu, Sobianin, oricine. Că noi putem să facem acest lucru. Poate cineva din Franța, că am și prieteni acolo foarte buni, să facă acest lucru și campanie pentru noi. Atât. Mai mult, noi n-am solicitat nimic de la instanța de judecată. Și astea sunt constatări pe care ne le solicită și colegii noștri din teren, oamenii pe care ne-au votat. Cum? Adică cuiva ei se poate? Ia închipuiți-vă dacă ieșea în plină campanie, în ziua alegerilor Sobianin și zicea votați cu Ion Cebanc, Ion să-i dau 5 miliarde de, nu știu, de euro pentru să refacă infrastructura drumului. În fine,
Asta am solicitat la instanța de judecată, nimic mai mult. Să fie clar pentru toată lumea și așteptăm aceste decizii. Dar dați mi spuneți, cum se face că ieri judecătorul care trebuia să valideze mandatul a fost refuzat la solicitarea Consiliului de Circumscripție Chișinău prin motiv că ar fi pus în discuție și încălcările socialiștilor în ziua scrutinului? Și cum se face atunci pentru că și socialiștii ar fi făcut agitație în ziua de 3 iunie și ceva nu a fost susținut pe vădit de președintele Dodon? Deci, în ceea ce ține de președintele Dodon, noi odată am eliminat acest subiect, nu este nimic aici contrar legislației în vigoare. În ceea ce ține de chemările în ziua alegerilor, dumneavoastră ați fost prezente. Eu am spus doar că toată lumea ar fi bine să iasă la vot. N-am făcut, n-am mers, m-am plimbat pe nicăieri, nici nimic în acest sens nu este contrar legislației. Pentru că dacă ar fi fost contrar legislației, credeți-mă că cineva depunea în acest sens contestații. Eu am încercat să fac o campanie curată, corectă și responsabilă, din toate punctele de vedere. Și orice abatere disciplinară, legală, în acest sens, am încercat să o evit. Alte întrebări? Dacă nu sunt, eu sper că să avem aer condiționat în termeni foarte scurți, astfel ca să ne simțim cu toții mai confortabil în transportul public din Chișinău. Demersul a fost expediat și eu sper că foarte curând vom putea lua atitudine în această privință. Eu vă spun o zi frumoasă și toate cele bune. La revedere! Cu agitație.